Eleva Colegiului Național de Artă Octav Băncilă, Emma, a mărturisit că pictează de la vârsta de 5 ani. Pentru lucrarea Conduce cu pasiune, care a câștigat concursul internațional Afișe pentru Pace, fata în vârstă de 14 ani acum a muncit aproape o săptămână. Ceremonia de desemnare a câștigătoarei din acest an a avut loc pe data de 3 martie în New York. Aceasta este schița originală pentru concursul Afișe pentru Pace, care a fost organizat de Lions Club International. Acesta este cum am conceput eu la început și prima etapă. Eu am vrut să transmit pacea. Eu m-am gândit cumva ca indianul să fie cel care susține aceste simboluri religioase, serviciile care ne protejează, ADN-ul de unde am început totul, deoarece ei sunt fragili, dar protejați de lege și în același timp sunt foarte puternici. Părinții Emei sunt mândri de fica lor, au susținut-o și o vor susține în continuare pe drumul pe care și l-a ales. De mică, într-adevăr, a început să combine culorile interesant, mama ei a remarcat-o și am sperat întotdeauna că o să facă performanță, deci am sperat, dar în momentul în care m-am trezit că am o fată care face performanță și merge spre performanță, m-am bucurat enorm. A ascultat întotdeauna sfaturile primite și de la doamna profesor și de la mine, cât mă pricep și pentru că am terminat și eu această școală de artă, tot pe profil de arte plastice, și a fost exclusiv alegerea Emei să parcurg aceiași pași, ca să zic așa, împărtășim această dragoste pentru artă și desen în mod deosebit. Și, mă rog, e cumva la început, pentru că de acum se întâmplă lucrurile importante. Profesorii Colegiului Național de Artă Octav Băncilă spun că Emma este un talent rar întâlnit, însă este nevoie și de foarte multă muncă și ambiție. Mă bucur că am așa o elevă, eu îi spun fenomenul Emma, și este un diamant care se lasă șlefuit. Pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că, în primul rând, ne face bine, așa ca stare de spirit. Îl merită cu prisosință colegiul nostru și este un rezultat care bucură nu doar Liceul de Artă, Colegiul de Artă Octav Băncilă, cât întreaga comunitate ieșană și întreaga țară. Emma își dorește ca în viitorul apropiat să își expună lucrările în cadrul unei expoziții, unde toate desenele pot fi admirate de către publicul larg.